Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născută la 20 februarie, ești o idealistă romantică, înzestrată cu o dragoste sinceră de artă și muzică. Ești o persoană bună, sociabilă, înțeleaptă și cu bune maniere, prietenoasă, deschisă, un diplomat născut și un jucător de echipă, ești prin natura ta, politicoasă și sensibilă la nevoile altora. Iei inimile oamenilor la propriu în mâinile tale și chiar simți durerea lor. Pentru ca ei să înceteze să sufere, ești gata să faci ceva și de multe ori o faci atât de zelos că nu observi cum oamenii profite de bunătatea ta. Ești întotdeauna interesată de ce impresie faci asupra altora. Datorită receptivității naturii tale, ai o memorie surprinzător de bună și îți poți aminti, până la cele mai mici detalii, Evenimentele de acum un secol. Pe de altă parte, tu vei depune toate eforturile pentru a te asigura că ceilalți nu te vor uita niciodată, dorești sincer să fii luat în serios și, prin urmare, să se evalueze în mod obiectiv contribuția ta la cauza comună, indiferent dacă este vorba despre o dezvoltare practică, eforturi care vizează crearea de proiecte pe termen lung sau responsabilități familiale. Din acest motiv, poți fi atribuită oarecum tipului agresiv de oameni, dar, deși pare a fi convingătoare, poate că nu se poate spune că ești o luptătoare prin natură ci mai degrabă în dezbateri. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, flexibilitate, talent, milă, religiozitate, dăruire, ajutor, liniște. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de raționalitate, precum și lipsa de critică. Universul ți-a dat la naștere blândețea, interesul față de cultură și muzică, Romantism, idealism, ești un om bun, ceva de genul copiilor naivi, deschisă lumii. Ești bucuroasă să comunici și să te străduiești să îți faci prieteni peste tot. Ești foarte moale prin natura ta, ești un diplomat foarte bun, știi cum să faci parte dintr-o echipă, se simt foarte bine cei care au nevoie de ajutor și când au nevoie de tine. Ești foarte politicoasă și educată, empatizezi ușor, Adică simți emoțiile altor oameni, durerea altcuiva te poate răni, ai un asemenea gradă de sensibilitate și o intuiție dezvoltată încât după toate aceste cuvinte, te întrebi deja dacă mai pot spune ceva. Desigur, ești gata să dai ultimul lucru, numai pentru a ajuta pe cei care suferă. Adesea, oamenii încep să abuzeze de această calitate ta, pentru tine. Angajamentul este cel mai bun mod de a arăta celorlalți că tu chiar ai grijă de ceea ce faci. Fiind un bun plus al echipei tale de lucru, tu demonstrezi atât capacitatea de a-ți folosi talentele pentru binele comun, cât și dezinteresul relativ într-o poziție de conducere. Cu toate acestea, tu soliciți altora să-și rupă oasele atunci când lucrează, și îți poți pierde rapid starea de spirit dacă ți se pare că cineva începe brusc să cârtească. Pentru a păstra relațiile normale în echipă, nu ar trebui să ceri prea mult și să spui că colegii tăi lucrează cu racredință. În cele din urmă, ei fac tot ce pot. De obicei, demonstreze o mare dorință de a fi prima. Cu toate acestea, tu ar trebui să eviți victoriile dubioase, construite pe sentimentele publicului simpatizant ești o natură supraemoțională, nu ești imună la critică și acest fapt te determină negativ calea vieții. Numai prin a învăța să îți gestionezi emoțiile, ele pot deveni mai echilibrate. Și totuși, nimeni nu trebuie să se înșele căți vei ascunde sentimentele adevărate. Dar entuziasmul și credința în tine însă sunt atât de puternice încât uneori îți este deosebită de ușor să reacționezi prea mult. Astfel, este foarte important, mai ales când te apropii de vârstă înaintată, să înveți să fii mai filozof și mai tolerantă la viață și să-ți realizeze gradul de influență asupra altora ceva mai plăcut. Deși deschiderea și impresia sunt avantaje clare pentru tine, ești uneori prea impresionată de orice. Din acest motiv, poți intra sub influența factorilor negativi iar apoi abilitatea de a simpatiza se întoarce împotriva ta. În plus, ești atât de nerăbdătoare să mulțumești pe toată lumea, fără discriminare, că turiști să te compromiți, învățând să fii mai puțin conformă, reacționând mai puțin acută la ceea ce se întâmplă și, în ciuda nenorocirilor care au avut loc, să rămâi credincioasă convingerilor tale este cel mai important pentru tine nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, o astfel de doamnă este bună, plină de compasiune, misterioasă, fermecătoare, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsata de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 20 februarie soarta ta? Preferim totdeauna să fim centrul atenției. Ești destul de energică și ai o memorie excelentă, grație cărora poți reproduce cu ușurință toate evenimentele din trecut în cele mai mici detalii. O mare importanță pentru tine este modul în care te tratează oamenii din jurul tău, ce impresie ai putut să faci asupra lor. Întotdeauna încerci să participi activ la diverse activități și să dedici timp și atenție unui număr mare de persoane, familii, colegi, prieteni. Dorința de a face o impresie de neșters poate duce către agresivitate, dar încă nu aparți în totalitate agresorilor. Ești pur și simplu indispensabil în echipa ta, iar talentele tale pot dovedi altura cât de mult îți pasă de munca ta preferată. Cu toate acestea, tu ceri de asemenea o mare doruire de la colegii tăi, nu tolerezi timpul pierdut și lena excesivă. Pentru tine este întotdeauna important să fii prima, dar ai grijă, unele dintre aceste victorii pot fi false și vei obține doar simpatia publicului înconjurător. Este important să înveți cum să-ți controlezi emoțiile și să nu le permit să câștige un ascendent asupra ta. Administrarea corectă a emoțiilor tale te va ajuta la realizarea armoniei cu ceilalți și cu tine însă. este bine să răți că emoțiile negative afectează sănătatea ta, Motiv pentru care este atât de important să mențină numai echilibrul mental, ci și fizic, în ciuda faptului că sinceritatea și dorința de a te bucura pot fi atribuite calităților pozitive, nu exagera, nu ți mai face griji pentru toată lumea pe care o întâlnești și aplică de la bun început proverbul, câinele moare de grija stăpânului și prostul de grija altuia. Principalul lucru pentru tine este de a te bucura chiar și în flăcurile de zi cu zi și, în niciun caz, să nu te îndepărtezi de credințele tale. În același timp, nu ar trebui să mergi prea departe și să-i suprimi pe cei din jurul tău cu autoritatea ta. Este suficient să-ți cunoști mai bine sinele interior. De regulă, la vârsta adultă, vei fi capabilă să realizezi un mare succes și să-ți personalizezi viața în modul dorit. O minte clară, buna și pura dispoziție te va ajuta la depășirea multor obstacole și dificultăți, dragoste și compatibilitate. Sentimentală, idealistă și romantică, ai o idee proastă despre toate realitățile relațiilor intime. Urăști conflictele și poți încerca să păstrezi pacea într-o situație inadecvată. În loc să întâlnești dezamăgirile față în față, Prefer să porți ochelari de culoare roz spunându-ți că totul este bine, chiar dacă nu este. În viața de familie ești extrem de responsabilă și serioasă. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții o căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50 pe 50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, tu te gândești mult la imagina ta și încerci să te comporți astfel încât ceilalți să nu te uite, ai o memorie excelentă, ești tenace, Lucrezi pe emoții. Ai o abordare foarte responsabilă a muncii tale și oferim totdeauna tot ce este mai bun din tine. Cu toată puterea ta, încerci să impresionezi pe alții, uneori chiar arătând agresivitate. La lucru, nu te grăbești în mod special spre scaunul șefului. Ești interesată să lucrezi în sine ca o modalitate de a dovedi celorlalți cât de minunată ești, dar nu și pentru carieră. Ești foarte pretențioasă față de colegi, nu tolerezi nici măcar un indiciu al muncii de mântuială sau evitarea îndatoririlor, aici poți fi sfăduită să nu încerci să judeci pe alții prea fără să cunoști motivele, gândurile și, în cele din urmă, bunăstarea fizică, altfel poți rupe relațiile cu echipa pentru nimic, responsabile pentru munca ta, nu te amesteci fără a întreba în afacerile altora. Dacă nu ești șeful lor, sănătate și boli, ai un sistem nervos prea sensibil, care eșuează periodic, de asemenea, pot suferi de alergii cutanate, ar trebui să ai grijă de starea picioarelor tale și, dacă este posibil, să eviți leziunile în această zonă a corpului, evită mâncarea prea exotică, o dietă bine echilibrată este perfectă, și este mai bine a fi selectată de un specialist. Exercițiile regulate îți sunt benefice, cea mai bună recomandare pentru tine este aerobic, ai nevoie de mult somn, destinul și norocul, ești o femeie harnică și energică, ești talentată, dar în tinerețe pot exista evenimente care vor crea multe obstacole în calea bunăstării tale. Dacă vei putea rezolva problemele, îți poți păstra puritatea sufletului, vei depăși toate dificultățile și împlinindu-ți datoriile karmice, în anii maturității poți obține condiții minunate pentru tine în în viață. Sfaturi pentru tine, în căutarea popularității și aprobării, tu poți sacrifica multe principii, care nu sunt întotdeauna corecte. Determină ceea ce este mai important pentru tine, încearcă să nu mulțumești pe toată lumea sau să ai anumite constante și noțiunea de comportament nobil. Duce o viață interioară foarte emoțională, reacționeze dureros la critică și devii deseori pesimistă. Învață să te uiți la viață prin prisma unei filozofii ușoare, încearcă să percepi critica din exterior fără emoții negative inutile. Pentru a menține un echilibru armonios la locul de muncă, nu se recomandă să ți asumi prea multă responsabilitate și probleme să lucrezi la un nivel cu ceilalți angajați și să-ți amintești că aceștia sunt la fel de conștiincioși și profesioniști ca și tine. Trebuie să înveți să-ți controlezi emoțiile. De cele mai multe ori nu cunoști măsurile în toate lucrurile, fie te super și cazi în depresie sau, plină de entuziasm, mergi prea departe. Trebuie să ai mai multă toleranță față de ceilalți și să te gândești mai multe la modul în care sentimentele, acțiunile și cuvintele tale vor afecta pe acei oameni apropiați de tine. Empatia ta uneori nu cunoaște limite, de aceea, ești capabilă să cazi în depresie din cauza nenorocirilor altora, de parcă tu ai avea prea puțină durere în viața ta. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar ton să-ți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dai în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă? dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruiri, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de două-trei zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz este un cadou minunat este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să o prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.